Salutare prieteni și venit pe Black Tiger, voi la un episod de Soccer Manager 22, unde o să ne continuăm cariera noastră cu FCSB sau Steaua București. Momentan suntem pe primul loc cu 25 de puncte, așa că hai să vedem ce reușim să facem în acest match cu FC Botoșani. CFR Cluj are meci cu Arad, iar Rapid București cu Dinamo. Interesant. Să-l punem pe Popescu ca și suport striker. Momentan lăsăm echipa așa. Și să sperăm că o să câștigăm acest meci, deoarece avem nevoie de puncte, avem nevoie să rămânem pe primul loc, pentru că vreau să câștigăm campionatul. Și cred că ai serios, cheșerule? Jesus! Pune Matușe Budescu pe atac. Cheșerul, jucător cu experiență, primește roșu, din păcate. Echipa noastră este cu un jucător în minus și riscăm foarte mult să primim gol mai ușor sau să și pierdem acest meci. Pentru prima dată când Vlad a fost imperial în poartă, în faza respectivă. Momentan ne menținem în apărare. Ok, avem și noi un corner acum, dar din păcate nu reușim să scoatem maximul din acest corner. Și se termină prima repriză, să vedem ce reușim să mai schimbăm tactic prin echipa noastră. Păi, Tănase are un galben, așa că o să-l punem în locul lui... În locul lui o să punem pe Popescu, punem și pe Olaru. Dar în locul lui cine? Lui... Așa, lăsăm pe Haru să partea asta. Și... Cam astea schimbările. Momentan, altele nu prea văd. Comba nu s-a văzut deloc, sau cel puțin nu l-am văzut eu ceva realizabil în acest meci. Dar mai acord șansă, momentan. Și așa nu cred că am cu cine să-l schimb. Ok, e corner pentru FC Botoșani, care Vlad prinde mingea acolo. Hai să... Da, din păcate nu am pe cine să mai introduc, cel puțin pe partea de atac. Nucleul nostru de atac s-a dezechilibrat, mai bine spus, de când a fost eliminat Claudiu Cheșeru. Din păcate.
Ok, FC Botoșani continuă să atace. Și măcar dacă nu ne-am luat gol acum la final. Hai, domn arbitru, termină meciul odată. Cu greu reușim să scoatem un egal împotriva celor de la Botoșani după ce Claudiu Cheșeru a fost eliminat. CFR a luat bătaie cu 1-0. Rapid a făcut egal cu Dinamo, deci cred că celelalte meciuri au fost până la urmă în favoarea noastră, Burlacu. Așa. Da. Suntem la 2 puncte față de CFR. La un noroc a făcut egal și Universitatea Craiova are 20 de puncte și avem meci cu ea. Suntem în 30 octombrie, avem zi de antrenament. CFR Cluj, te pare că are următorul meci, dar nu știu exact cu cine, după noi. O să fie echipa formată din, hai să punem pe Cordia. Și atacant n-avem, nu? N-avem. Ok. Hai să dăm niște boost la jucători că presim că are nevoie. Suntem aici pe Arena Națională, FCSB, CSE Universitatea Craiova. Începe meciul prin Universitatea Craiova care are lovitura de start. Ok, ne menținem aici în atac, Dudescu, peste poartă. Se pare că avem un avantaj la mijloc. Trebuie să atacăm Universitatea Craiova mai central, cică. Și noi cum o atacăm? Ok, hai să vedem dacă sfatul asistentului ne ajută. Universitatea Craiova are acum o lovitură de colț. Asta mă recuperează acum pentru FCSB, dar se termină repriza. Tănase o să fie înlocuit de către Octavian Popescu, Crețu de către Popescu, Cordia o să intre în locul lui Olar. Să sperăm că își face treaba. Cordia. Păi da, dar am schimbat. Schimbăm înapoi, nu merge soluția domnului asistent. Îmi pare rău prin tirii, dar nu ne prea ajuți, din păcate. Ok,
Universitatea Craiova este din nou în atac. Jesus, ce șut a avut acolo. Ok, Budescu are mingea, se vede că ne lipsește un atacant. Se vede foarte mult. Ok, acum Popescu. Popescu, ce face Popescu? Ține de balon, care centrează acolo către Budescu. Șută Budescu, gol! Gol, 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 Constantin Budescu. Super! Asta este tot ce vroiam. Probabil că o să fie... Să nu îmi zici că ajunge jucător de la Craiova acolo mai repede. Ok, ok, riscăm să fim egalați. Desigur, Paul Pap, fost jucător de la noi, mulți ani în urmă. Tot foștii jucători se răzbună pe noi, vezi? Avelar și Popescu pe partea dreaptă, dar nu știu ce au făcut acolo, le-au scăpat cei de la Craiova. Ok, l-avem din nou pe Popescu la balon. Să sperăm că o să marcăm în această fază. Cordea. Centrează Cordea către Florinel Covan. Cordea! A fost o schimbare inspirată. Nu, nu, deci jur că dacă luăm gol acum... Ok, hai că dăm la gol. Bun, câștigăm împotriva celui de la Craiova cu 2-1. Da, simt că pentru sezonul viitor o să ne trebuiască întăriri, neapărat. Câștigă și Dinamo contra lui Gazul și CFR Cluj ia bătaie de la Academica prin 5. CFR Cluj nu este într-o perioadă foarte bună. Ok, hai că poate îți dau o șansă băiatul. Ok, avem 29 de puncte. Wow, Dinamo este pe locul 2, mă surprinde asta. Se ține după noi. Să mențin un profil de 10% și am momentan de 6%. Cam greu. Hai că mai avem încă un meci cu... Universitatea Craiova de această dată, meci tot în bănie. Hai să-l punem din nou pe Cordea aici, poate, cine știe, Coman nu știu, nu, dar nu este într-o perioadă foarte bună, din păcate. Și nu putem nici să discutăm cu el, ce am văzut, jocul nu-ți oferă. Dar el zice că are potențial până la 80, dar nu crește, cine știe ce. Goluri, 4 goluri, dar... Pe da, dar... E dezamăgit că nu a prins un transfer, să spun așa, dar pe... Na, nu știu. Dacă nu a fost nimeni interesat să-l cumpere, nu știu să fi avut o ofertă pentru Coman. Sau poate nu mi-amintesc eu. Și dacă a fost o ofertă care nu era... pentru o sumă considerabilă. Deși e cam greu să-l dau pentru că mi-aș cam slăbit din echipă, dar... Ah, nu se știe niciodată.
Ok, au și cei de la Craiova, una Samoa. Oh, da. Marchează pentru Craiova. Atacăm și noi, dar pasa este greșită. Ok, zicea acum că Haruț ar fi, da, este obosit. O să-l punem atunci pe Olaru aici și pe Cordia la mijloc. Pe Radunovic. Și-l pune și pe Popescu în locul lui Coman, pentru că, da, nu știu, Coman nu se prea vede, din păcate. Poate i-ar prinde bine un pic de odihnă. Și sperăm că o să egalăm, că să rămânem, dacă nu, măcar la un punct distanță de locul 2. Dacă reușește și Dinamo să câștige, o să fie drept în cu acum în coastele noastre, să spun așa. Aoleu, nu cred că reușim să marcăm. Și uite cum echipele mici îți fac mai multe probleme, din păcate. Exact ca în Liga 1. Doar în Liga 1 se poate așa ceva. Și încă e un atac. Dar s-a terminat reprindă. Ai, da, eram sigur. Deci Dinamo câștigă. A fost meci de Cupa României și n-am observat. Înseamnă că am fost eliminați din Cupa României. Da, a fost meci din Cupa României și n-am observat. A fost eliminat în Cupa României de către Craiova, dar măcar să sperăm că o să câștigăm campionatul și Dinamo câștigă. Este la egalitate de puncte cu noi. Suntem obligați să câștigăm împotriva celor de la Rapid. Meci care va fi ultimul meci pentru acest episod. Iar Claudiu Cheșeru încă este suspendat. Rapid FCSB, Rapid Arena, suntem la Rapid acasă și sperăm că reușim să câștigăm această partidă. Rapid o joacă cu un 4-3-3. Coman acum este la balon, centrează Coman și pe lângă poartă. Asamoah acum pentru FCSB, Asamoah, dar citrează în spate, Coman, șută tot pe lângă poartă, din păcate. Haideți, băieți, concentrați-vă că avem nevoie de gol. Vreți să fiți campioni sau nu? Așa nu o să devenim de campioni.
Și nici Champions League-ul nu o să-l vedem. Fiți bărbați. Că avem nevoie de bărbați în echipă. Da, se termină prima repriză 0-0 între Rapid și FCSB. Hai să facem niște schimbări deoarece pe partea... Da, și o să mai punem pe Wide. Pe Popescu nu cred că mai avem cum. Ok, hai să punem pe Popescu în atac. Cred că am epuizat toate schimbările și... Să sperăm că o să se descurce Iliu Popescu în atac. Cât de mult ne lipsește Claudiu Chișeru. Coma recuperează mingea acum. Florinel Coman înaintează cu mingea. Cordia, dar nu avem atacant acolo în față. Cordia! Da, Cordia se pare că de câte ori a intrat a și marcat. Probabil o să primească mai multe șanse pe viitor. Suntem în minutul 70. Conducem momentan doar cu 1-0. Suntem din nou în posesia balonului. Avelar acolo. Centrează frumos către Popescu, care șutează peste poartă. Și reușim până la urmă să câștigăm cu 1-0 împotriva celor de Rapid. Andrei Cordea, omul meciului, o schimbare inspirată, ca și în meciul trecut, este într-o formă bună și probabil că o să primească mai multe puncte. Rămâne pe primul loc la distanță de 3 puncte de Dinamo. CFR-ul începe să-și revină și ei. Așadar, lupta la titlu se menține încă strânsă și meciuri încă mai sunt. Mai sunt destule meciuri. Am mai avea vreo 17 meciuri, cred, până să se termine campionatul, deci încă mai sunt destule. Așa, da, dragi prieteni, noi o să ne revedem într-un viitor episod. Până atunci, toate cele bune, bye bye!